Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este analistul politic, expertul în comunicare, Radu Magdin. Bună ziua, domnule Magdin, și mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Ne întâlnim într-o perioadă de bernă europeană, de doliu european, nu? Atunci când în Marea Britanie, unul din cele mai importante personaje ale secolului 20 și 21, 70 de ani pe tronul Marii Britanii, a trecut în neființă, a trecut la cele veșnice, regina Marii Britanii. Cum vedeți semnificația acestui moment astăzi? Este un moment foarte important și cred că, dincolo de șocul acestei vești, inevitabile de altfel, pentru că suverana britanică era în vârstă, dar dincolo de șocul imediat al acestei vești, cred că și de toate laudele la adresa mandatului său excepțional, atât ca și mărime, 70 de ani, da? Regina a făcut istorie, cât și prin calitatea mandatului său, a spune că săptămâni și luni la rândul umbra reginei va continua să planeze asupra casei regale, pentru că vorbim de un suveran cu o personalitate foarte puternică. Și chiar dacă prințul Charles a fost pregătit toată viața pentru această poziție, și acum vorbim deja de regele Charles al III-lea, nu este ușor. În perioada imediat următoare, cel puțin până apare mai clar în plan național în Marea Britanie și în plan internațional pentru cei care urmăresc cu atenție Casa Regală Britanică, care va fi conturul noului rege. Deci, vorbind de un moment istoric din toate punctele de vedere, un om deosebit pleacă dintre noi, moștenirea sa este una foarte puternică, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere simbolic, din punct de vedere al puterii globale. 70 de ani să conduci Marea Britanie, a șasea economie a lumii în momentul de față și a doua economie continentală europeană, nu este puțin lucru, Plus o chiar serie de dacă, țări anglofone, Canada, exact, Australia. și puterea simbolismului Exact. Commonwealth-ului din această perspectivă. Deci, un moment istoric din toate punctele de vedere, nu întâmplător, parcă dintr-o dată orice altceva s-a suspendat și o lume întreagă nu vorbește acum decât despre acest moment. Credeți că în viitor, pe termen mediu, Marea Britanie, o mare țară europeană, poate avea un destin european din punctul de vedere al comunității europene din nou? Eu cred Sau vom că merge spre o formă de integrare în jurul ideii de anglofilie, adică în țări, un spațiu de integrare în zona Commonwealth-ului? Eu cred că deja i-au acceptat și au pregătit nou narativ. Este un talent excepțional britanic, atât pe substanță cât și pe fond, ca stil, de a îmbrăca orice situație ca o victorie. Ceea ce pentru alții ar fi fost o înfrângere, decuplarea prin Brexit de la Uniunea Europeană, a fost ulterior îmbrăcată foarte frumos ca și narativ suveranist, să spunem așa, și parțial nostalgico-imperial în narativul de Global Britain. Da? Deci această Anglia, această Britanie globală, cu siguranță în momentul de față și-a acceptat condiția. A avut și noroc la scară istorică în ultimii 2-3 ani, pentru că o parte din șocurile economice care ar fi putut fi atribuite altfel Brexitului au fost atribuite COVID-ului sau situații Războiul. de crize multiple internaționale. Da? Deci, pe de o parte, a existat așa șansă de context. Pentru ei este o șansă la capitolul reafirmarea curajului și utilității britanice în Europa, inclusiv războiul din Ucraina, unde ei sunt prezenți și au fost prezenți încă Și foarte activ. de la început. Deci, eu văd cel puțin pentru următorul deceniu și cu siguranță, atât timp cât ne aflăm încă într-o zonă de dominație politică și ideatică conservatoare, păstrarea acestui apetit mai degrabă pentru un independentism global britanic, chiar că dacă din nou vorbim mai mult de un narativ, pentru că interconectările globale de comerț, economice, fluxurile financiare sunt acolo și nu poți să spui că dintr-o dată faci switch-ul, te-ai decoplat de la Europa și te-ai reconectat armonios la întreaga lume și întreaga lume pur și simplu e așa de bucuroasă să se semneze tratat comercial după tratat comercial rapid cu tine, ceva care să fie și în interesul tău de fiecare dată. Da? Deci spun asta pentru că urmăresc și Asia, urmăresc relația lor cu India și alte state. Da? Dar din nou,
Ca și PR, ca și comunicare strategică, uitați inclusiv în momentul de față pregătirea care s-a văzut a echipei de la Buckingham, dar și în general calitatea comunicațională a clasei politice britanice, această tranziție aproape impecabilă, dincolo de focusul pe mulțumire față de mandatul reginei și pe momentul trist de condoleanțe, se pregătește deja o pasarelă de succes pentru un dublu debut. Pentru că aici, aici este specificul momentului istoric actual. Dacă regina a devenit regină Elisabeta II în context de al doilea război mondial, dar l-avea ca premier pe Churchill, da, care deja era călit de cel puțin 2 ani de război. E bine, în momentul de față avem un nou rege, pregătit toată viața pentru poziția rege Charles al III-lea, dar și un nou prim-ministru care este ultimul prim-ministru care a dat mâna cu regina, ultimul prim-ministru al Maiestății sale, doamna Liz Truss. Deci avem un dublu debut, el trebuie să fie în forță și cu siguranță comunicațional ei va face o treabă foarte bună în perioada următoare. Marea Britanie a fost foarte implicată încă de la început în susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse. Aproape cel mai prezent stat european, cel puțin la nivel retoric, pentru că nu toate țările occidentale au contribuit foarte mult la susținerea Ucrainei, nu cred că putem face un clasament, dar Marea Britanie s-a detașat ca fiind un apărător al liberalismului și al valorilor democratice europene. Cum vedeți această poveste de dragoste dintre guvernul de la Kiev și Marea Britanie? Într-adevăr, au existat, cel puțin după 1945, legături strânse între Marea Britanie și anumite țări din centrul și estul Europei. Mă refer aici la legăturile tradiționale dintre Marea Britanie și Polonia, foarte puternice, sau dintre Marea Britanie și Cehoslovacia. Au susținut puternic mișcările de opoziție anticomuniste din Polonia și Cehoslovacia după Great Betrayal, după Marea Trădare din 45, cum o numește istoriografia poloneză. Prin Casa Regală Românească chiar și noi am avut legături foarte puternice cu Londra, fiind o țară francofonă, nu una tradițională anglofonă. Și la ora actuală vedem un nou parteneriat între Ucraina și Marea Britanie. Cum vedeți această axă, să-i spunem, Kiev, Londra, Washington? Se studiază această axă și, din punct de vedere european-continental, vorbim în primul rând un triunghi între Ucraina, Polonia și Marea Britanie. Eu cred că România este oricând binevenită într-un dreptunghi, dacă își dorește acest lucru, dar noi cred că ne facem niște calcule mai rafinate și mai complexe și poate că ne dăm seama că interesul nostru european este să lucrăm mai mult pentru prosperitate cu Franța, Germania, Italia, chiar dacă pe securitate prioritară lucrăm cu anglosaxonii, da? Cu americani, și sigur cu principalul lor relație specială în Europa, britanicii. Noi în momentul de față suntem alături de polonezi logistic, material, sufletește aproape de Ucraina. Dar nu suntem vizibili. Nu suntem vizibili și asta are, apropo de comunicare strategică, are legătură și cu opțiunea de-a noastră care vine de la cel mai înalt nivel. Adică nu suntem scandalagii din punctul ăsta de vedere. Da, dar câteodată este important să te poziționezi ca fiind mai activ, câteodată este bine să fii precaut, sub radar, altădată este bine să fii totuși, să punctezi din când în când faptul că ești acolo, pentru că acest lucru îți dă o pasarele pentru viitoare proiecte și nu numai dincolo de să spun așa, de declarații ce antepărți, da? Cu la recunoștința ucraineană. Ca națiune mică, nu? Care, într-adevăr, noi ca o națiune mică, medie, într-adevăr, trebuie să avem această agilitate. Nu poți câștiga așa cum sunt marile puteri prin masivitate, prin impunere, prin poziție. Așa este și din punctul meu de vedere, în momentul de față, suntem într-o... poate o reașezare în criză, inclusiv a priorităților românești. Indiferent că suntem noi cei care realizăm încet încet ce trebuie făcut și facem în ciuda motivelor crizei în acest moment, fie că suntem încurajați de parteneri să mișcăm o serie de lucruri, eu rămân optimist în ceea ce privește destinul românesc în nou context și cred că intersecția dintre destinul românesc și la care lucrăm, da? Nu în sens fatalist destin, și destinul britanic se poate face la capitolul gândire strategică și know-how. Pentru că dacă este un lucru pe care britanicii îl au un creier foarte frumos,
nu au doar stil, sunt strategi. Da? Este totuși, ei când au crescut ca putere imperială, au crescut de pe urmă gândiri strategice aristocrate la Londra și ambiții, proiecției ambiției și forței imperiului. Britanicii rămân niște sofisticați. Și cred că o parte din sofisticarea britanică de gândire respectiv, o parte din comunicarea lor strategică clară, percutantă la obiect, din ambele aceste calități putem învăța ca și România. Mai putem să ne conectăm mai mult la City of London și putem învăța mai multe lucruri de acolo. Exact. Dar dincolo de acest aspect, aș spune că România mai degrabă industrial este cuplată la zona DACH de limba germană plus Franța. Germania, Austria, Franța, Italia, Elveția, fiind, să spunem așa, principalii noștri parteneri industriali, plus Statele Unite. Deci trebuie să știi întotdeauna ce poți face în plus și cu cine, în funcție și de prioritățile fiecăruia. Eu cred că britanicii s-au uitat mult timp cu interes la noi. Sigur că noi nu am știut niciodată să avem un lobby în Marea Britanie pe modelul lobby-ului polonez. Chiar dacă în momentul de față foarte interesant, numărul românilor din Marea Britanie e aproape la fel de mare ca cel al polonezilor. Însă polonezii au și o cultură aparte, în care pe de-o parte au mai mare stimă de sine, mai mare o mândrie națională mai puternică și știu să-și urmărească interesele mai vocal decât noi. Câteodată acest lucru deranjează, dar câteodată în Medicare, la Londra, la Washington, ajută să te bagi în seamă și să spui lucrurile mai cu subiect și predicat, mai ales într-o lume în care lumea are din ce în ce mai puțin timp, răbdare și de foarte multe ori așteaptă să spui verde în față ce ai nevoie, ce dorești și eventual dacă ai și soluții în acest sens care să poată fi implementat de parteneri mai puternici decât tine. Deci cu britanicii în continuare vom lucra foarte bine, dar din punctul meu de vedere sub potențialul relației, pentru că ca să atingem adevăratul potențial al relației ar trebui să noi la București să punem lucrurile cât mai concret, să le mapăm și interesele lor cât mai concret și să vedem exact unde ne putem alinia astfel încât să putem prospera reciproc, pentru că și ei caută separat de Polonia alte capete de pod adiționale în Europeană. Și nu mă refer la tot felul de să spunem așa, parteneri pe modelul lor de gateway, da, înspre Europa. Că din această perspectivă, ei cu olandezii au o relație istorică de mult timp, da, și s-au inspirat unii la alții, exact, de multe sute ani, s-au ajutat reciproc și au împrumutat reciproc instituții, au o cultură pentru zona financiară, comercială, pentru bună contabilitate și bune avocații, da? Și tot așa. Deci, din nou, zona aceasta e know-how din punctul meu de vedere, că toți suntem sub Imperiul României educate, ne-ar plăi foarte bine. De la britanici putem să ne educăm. Universitățile lor rămân în continuare universități de top. Da? Interacțiunile profesionale cu britanici în general sunt interacțiuni de top. Da? Oamenii sunt profesioniști. Și continentalii sunt profesioniști din vest. De asta și au succes. Francezii, nemții. Da? Dar vreau să spun, ca și poziționare la scară, inclusiv universitară globală și ca și mediu corporativ, de la Britanie și de la Londra, ca sediu pe EMEA, da? Pe Europe, Middle East and Africa, da? Pentru multinaționale, cred eu că avem de învățat foarte multe și aici ar trebui să ne concentrăm atenția dincolo de zona securitară imediată. Ei, la rândul lor, pot face mai multe în România și, părerea mea, din ce în ce mai multe, având în vedere interesul pentru Ucraina și pentru Moldova. Categorii sunt prezenți cu asistență pentru dezvoltare, alături de olandezi sunt oameni care în general finanțează programe anticorupție, dar și programe de societate civilă, de libertate media, dar întotdeauna se poate face și mai mult, cu mențiunea că întotdeauna când un stat puternic face mai multe, face de pe urma unei realități negociate. Liderii se plac între ei, discută între ei lucruri mai serioase decât media, bat palma pe anumite aspecte strategice, atunci are loc o mobilizare de forțe, de sisteme, de instituții într-un veritabil parteneriat cât mai strategic. Domnule Magdin, în ultimii ani s-au întâmplat câteva shifturi de nuanță politice în Europa. Dacă până în 2015 avem de-a face cu Weimar Triangle, cu triunghiul de la Weimar, creat la mijlocul anilor 90, Franța, Germania, Polonia, după schimbarea de la puterea lui Tusk, avem într-adevăr de-a face cu noul partid pe linie conservatoare, eurosceptic, suspendând aderarea Poloniei la zona euro și ancorat pe această axă Marea Britanie, Washington, Kiev.
După ani de așteptare, profitând oarecum, având șansa, între ghilimele, evident, a acestei situații din centrul și estul Europei, din estul Europei, din estul îndepărtat, România, Bulgaria și Croația se pare că vor adera la Schengen. În felul acesta se împlinește un vis istoric al nostru, nu doar de 30 de ani, ci de peste 150 de ani, și anume integrarea noastră cu arme și bagaje în lumea occidentală. Avem într-adevăr și încă o veste bună, încă două vești bune, aceea parcursului oferit pentru OCDE, la fel pentru România, Bulgaria și Croația. Avem perspectiva intrării Bulgariei în zona euro după Croația, deci e clar că niște procese s-au accelerat și se pare că vom scăpa și de MCV. Așa cum spunea cancelarul Olaf Scholz că centrul Europei, îl parafrazez la ora actuală, iertați-mi inexactitatea redării mesajului, că centrul sau inima Europei se mută spre est, putem vorbi de un salt dinspre periferie spre centru, la ora actuală, și crearea unei noi falii, unei noi falii puternic filoeuropene pe axa România-Bulgaria-Grecia, într-o zonă extrem de instabilă, între o Ungarie eurosceptică și autoritară, între o zonă a Balcanilor de vest destul de greu controlabilă și cu probleme neînchise, și în zona est, unde avem un conflict deschis. Eu aș spune că pentru noi iarăși este un moment, o oportunitate istorică pentru această precauție, prudență românească, care poate fi interpretată oricând și ca un fel de eleganță și constructivism european, inclusiv prin poziționările noastre la Bruxelles și prin voturile noastre la Bruxelles, ne poate aduce voturi în plus, pentru că noi nu ne-am plasat încă de acum câțiva ani, în ciuda unor mâini întinse de la Varșovia și de la Budapesta, într-o zonă est-europeană mai degrabă critică față de Bruxelles și față de Berlin și din când în când față de Paris. Deci, dacă să spun, înainte de guvernarea PiS în Polonia, când era Tusk la putere și Sikorski ca premier și Sikorski ca ministru de externe, puteam vedea o combinație foarte interesantă între o Polonie apropiată de americani, de o Polonie care totodată juca foarte mult pe ceea ce se numea Triunghiul Weimar, și în special cu Germania, da? De Germania, Franța, Polonia. Ei bine, dacă ne uităm cu atenție la ultima, dincolo de formalismul unor posibile revederi, în momentul de față, triunghiul de la Weimar nu mai este la fel de apetisant pentru Paris și Berlin, având în vedere și declarațiile periodice ale unora din liderii de la Varșovia. În consecință, pentru România, pentru că, normal, lumea se uită la hartă, există o deschidere la propriu ca și lider regional, dar nu pe centru și estul Europei, pentru că nu avem tracțiune de a avea pe centru și estul Europei acest leadership și nu ne poziționăm ca atare, dar acolo leadership natural îl are Polonia. Pe Marea Neagră îți convine sau nu? Chiar dacă tu ai stat și NATO și UE, dacă te uiți la hartă, acolo este Turcia. Da? Tu însă, pe sud-estul Europei, ca România, o Românie constructivă, cu o economie bună, o Românie la 19 milioane de oameni plus câteva milioane în diaspora, da? La care, în mod instinctiv, dincolo de bucuriile electorale, să spun așa, necesare de la Sofia, bulgarii se apropie de noi, da? Deci o Românie de care Bulgaria se oarecum se apropie instinctiv, Grecia se apropie instinctiv, da? O Românie care poate conduce un fel de informal, cel puțin și prin drăguțenie și pur și simplu tracțiune naturală, acest triunghi și să-l cupleze ulterior cu Parisul și Berlinul în zona constructivă pro-europeană. Sigur că există, în luna septembrie există o serie de emoții cu privire la mai multe alegeri. În primul rând s-a vorbit de alegeri din Italia, dar cred eu că lumea se uită cu atenție și la alegerile Bulgaria, din Bulgaria, exact, lumea se uită cu atenție Bosnia-Herzegovina, și, exact, lumea se uită cu atenție și la Letonia, alegerile din Suedia, pentru că e viitoarea Letonia. președinție a UE. Deci este o toamnă foarte interesantă electoral, da? Și însă interesele strategice ale statelor sunt cam pe acolo. Franța și Italia în general se coordonează pe multe. Spania, dacă ne uităm la chimia dintre premierii social-democrați și la relația lor de mai demult, se coordonează cu Scholz și cu Germania de foarte multe ori. Dar chiar dacă Franța se coordonează îndeaproape cu Italia, virtutea accelerării, să spunem așa, Macron-Draghi de acum vreo 2-3 ani și
acum vedem o prietenie în creștere între Spania și Germania, toate aceste patru mari țări continentale din vest și sud sunt totuși pre-europene și constructive. Sigur că ar putea exista anumite, să spunem așa, nedumeriri în ceea ce este viitoare politice ale doamnei Meloni, dacă preia puterea la Roma, dar părerea mea că experiența anterioară din ultimii ani, da? Nu uitați temeri de pe vremea Movimento 5 Stele și de la coaliții mult mai complicate, da. De atât, inclusiv cu partidele din nordul Italiei, eu aș spune că în momentul de față vestul înțelege că nu există alternativă în europeană și trebuie să strângem rândurile. Poate că încearcă să creeze niște mecanisme de majoritate cu care încă noi esticii nu suntem încă confortabili, pentru că ne temem că ni se diluează ponderea. Dar, dincolo de acest lucru, România este acolo clar ca o luminiță. O luminiță constructivă europeană, o luminiță în sensul este o piață pe care noi facem bani și o țară cu care suntem compatibili, dar atât ca latini, să spunem așa, cât și ca calitatea relației economice România-Germania, da? Deci dincolo de Franța, Italia, Spania, relația cu Germania. Deci, și să nu uităm, suntem cap de pod în momentul de față logistic prin Constanța și Galați, atât pe mare cât și pe fluviu, pentru Ucraina. Și este foarte importantă logistica. Da? Până la urmă, logistica cea mai facilă atât timp cât noi avem grijă de infrastructură și o dezvoltăm în continuu, cea mai facilă logistică, indiferent ce ar face Polonia, tot prin România e. Este o realitate, pur și simplu, a exporturilor prin căi navale și fluviale, cu care Polonia nu poate concura. Deci, este un moment de oportunitate, din nou, atât o Românie care este conștientă de interesele sale, care renunță, din punctul meu de vedere, la o serie de fraze lipsite de inspirație, chiar dacă sunt pline de corectitudine politică în ceea ce privește ambițiile noastre europene și euroatlantice, ar putea puncta foarte bine. Mie mi-ar plăcea foarte mult să fiu surprins plăcut și să aflu ca și analist că noi, de fapt, suntem super jucători, foarte player în cartier, în plan european și global, și că, de fapt, purtăm doar o mască a cumințeniei, de fapt, fiind cu adevărat un lider regional din toate punctele de vedere. Din păcate, nu cred că este așa. Dar, domnule Magdin, apropo de acest potențial, ironic fiind, evident, văd că regimul autoritar al lui Vladimir Putin, regimul dictatorial din Moscova, prin războiul inuman pe care l-a început în Ucraina, văd că, repet, o ironie amară, tristă, văd că a reușit să trezească din nou Occidentul. Ceea ce mi se pare excepțional, că am reușit să ne mobilizăm. Gândiți-vă că în numai 6-7 luni, anumite dosare care păreau înghețate s-au revitalizat. Aderarea noastră a Bulgariei, Croației la Schengen. Macedonia și Albania au reînceput negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci, practic, primesc o perspectivă. Moldova și Ucraina au primit statut de țară candidată. Finlanda și Suedia au fost invitate să adere la NATO și probabil cu toate rezervele Turciei, cu toate aceste probleme, probabil în următorul an se va ratifica protocolul de aderare la acestor două țări la NATO. Cum vedeți toată această trezire la viață a Occidentului și a faptului că, din nou, anumite mecanisme care păreau obosite, care păreau plictisite, s-au pus în mișcare. Putem vorbi de o perspectivă europeană pentru Balcanii de Vest la ora actuală? Putem vorbi. Cred că însă suntem, dincolo de declarații oficiale, într-o zonă pragmatico-cinică, atât în parteneriatul estic la cei mai avansați, cât și în zona Balcanilor de Vest, în sensul în care nu există un orizont clar apropiat. Na, o pasarelă accelerată, să spun așa, către niște porți clar, larg deschise, intervine și în capitale inevitabile, în capitale aspirante oficial la a intra în Europeană, intervine acolo un oarecare pragmatism, în sensul în care, uite, eu o să fac cât pot de mult din reforme și tu îmi dai cât de mulți bani poți și eu voi încerca să fac cât mai multe lucruri, dar atât timp cât tu nu 100% nu-mi garantezi
că voi intra și până când voi intra, eu poate că o parte din lucrurile cele mai spinoase le voi mai întârzia. Pentru că pentru orice reforme spinoase, să nu uităm că și România a trecut prin acest proces, voința politică de a le face, pentru că în orice există și un cost politic, da, este direct proporțională cu stimul. Stimulul suprem este certitudinea că vei intra. Da? În contextul în care nu ai certitudinea, dincolo de așa, direcția generală afirmată că vei intra și nu ai o ancoră clară, este greu să crezi că dintr-o dată țările din Balcanii de Vest, care nu sunt încă membre, sau Moldova și Ucraina, se vor schimba în mod fundamental în 1, 2, 3, 4, 5 ani. Da? Chiar și pentru noi, o Românie hotărâtă, accelerată, transpartinic, să meargă într-o direcție, a durat din momentul în care ne-am hotărât clar, ne-am organizat pe la 1999, a durat vreo 7 ani. Da, de 6-7 ani, da, de muncă transpartinică accelerată în sensul acesta. Da? A fost mai scurt cu NATO, sigur, noi fusesem, trecuserăm deja, pardon, printr-o dezamăgire la momentul 1996 și pe NATO ne mobilizasem, dar cu adevărat reforme, inclusiv pe zona NATO și UE, am făcut începând cu 1999. Deci, să vedem, este bine că se dau aceste speranțe. Este un semnal de vitalitate pentru club. Depășim în sfârșit celebrul fatig de care vorbim de 20, de 15, de 10 ani în diferite contexte, fie oboseală de extinderea cea mare la un moment dat, după aceea oboseală de pe urma crizei economice, oboseală, da? După aia de COVID și tot așa din oboseală în oboseală până la victoria finală. Da? Deci sunt foarte bune mesajele proaspete ale lui Macron, ale lui Scholz. Pot să nu fii întotdeauna de acord cu diferite concepte atâta timp cât nu înțelegi dacă ele sunt menite mai degrabă de a da o satisfacție formală și nu a de avansa lucrurile și pe fond. Dar din punctul meu de vedere, suntem on track, suntem bine pentru, din nou, pentru situația în care ne aflăm. Nu trăim vremuri perfecte. Este o perioadă foarte dificilă. Eu sunt optimist atât pentru România cât și pentru regiunea noastră. Sunt inspirat și uimit de curajul ucrainilor și de ceea ce fac și de cum rezistă. Și cred că România este un stat care poate beneficia atât natural, tactic, de pe urma situației actuale, prin poziționarea noastră și prin constructivismul nostru, cât și strategic, dacă suntem înțelepți, putem aduce din ce în ce mai multe fonduri, facilități, capacități, inclusiv industriale, în România, profitând de faptul că suntem și o țară sigură. În ultimii 30 de ani, 20 de ani după Putin, de când a ajuns la putere Vladimir Putin, a existat practic o himeră, se vede la ora actuală, hrănită puternic de către regim, aproape ca o compensare pentru toate lipsurile din societatea rusă și neajunsurile. Un fel de minciună de tipul, ok, nu avem școli, nu avem infrastructură, economia nu merge, avem zone paupere, dar suntem o țară care îi se redă gloria de odinioară, nu? Cultul trecutului a făcut parte întotdeauna din orice narativ al dictatorilor. Avem a doua mare armată a lumii, suntem puternici. La ora actuală se pare că se năruie și acest mit al marii armate ruse. Avem o contraofensivă ucraineană de foarte mare succes. Cum credeți că vor vinde toate aceste eșecuri, între ghilimele, evident, cum credeți că le va vinde regimul acasă? Pentru că, la ora actuală, cu tot aparatul de propagandă, cu toată tăierea Rusiei de restul lumii din punct de vedere informațional, o înfrângere militară, o înfrângere pe teren, rămâne o înfrângere pe teren. Cum o vor justifica? Și, în general, înfrângerile au generat schimbări de regimuri în mare parte a imperiilor, întotdeauna. Ori crize prelungite, crize profunde și prelungite, ori prăbușiri ale regimului. Deja vorbim de o înfrângere, pentru că, din perspectiva celei de-a doua mare armate a lumii, așa cum pretind ei, în 6 luni să ai niște câștiguri pur și simplu periferice. N-au reușit să atingă niciunul din obiectivele ticăloase pe care le stabiliseră, pe care ei și le stabiliseră la început, ba mai mult, după ce la mijlocul lui iulie s-au blocat și nu au mai reușit să avanseze, acum avem de-a face cu
o contraofensivă în care Ucraina își recuperează teritoriul care a fost invadat. Deja vorbim de o problemă extrem de gravă pentru ei, de o înfrângere. Repet, aici vorbim de ei spuneau că sunt, pretindeau că sunt a doua mare armată a lumii. Cu toată tehnologia occidentală, cu toată susținerea, totuși a doua mare armată a lumii se împiedică în așa ceva și nu reușește să atingă niciun obiectiv. Cum credeți că vor vinde acasă toate aceste eșecuri? Pentru că la un moment dat vor trebui să spună Ei ceva. încă sunt în spațiu propagandist, dar începe să se prindă, zic eu, până și rusul de rând, că dincolo de orice teorie a conspirației, dincolo de ajutor, există ajutorul străinătății, da, vestului pentru Ucraina, dincolo de orice fel de conspirații pe care ei le văd la televizor, nu există o realitate militară. Și până și ei, că nu sunt sigur că nu sunt coordonate, inclusiv aceste apariții TV care fac deliciu și entuziasmul unora dintre analiști în spațiul nostru euroatlantic, și anume, iată, există o breșă informațională, a ieșit nu știu ce prezentator sau a ieșit nu știu ce analist sau nu știu ce, și cu maximă libertate într-un mediu controlat a venit și a spus, nu e ok să demisioneze nu știu ce generală sau să se întâmple, nu știu. Cred că sunt gândite inclusiv de către ei aceste aspecte, tocmai pentru, pe de-o parte, pentru a da sentimentul că domnul există o dezbatere, a crea o mobilizare, poate a ridica la fileu mingea pentru anumite schimbări de persoane care nu fac față, clar, presiunilor acestei operațiuni speciale, cum i-au spus ei, la unui război pe față în Ucraina. Deci, nu o să le fie ușor, din punctul meu de vedere. Nu o să le fie ușor deloc, pentru simplu motiv că există o realitate militară de care se va prinde și rusul de rând, ceea ce va crește categoric presiunea pe Kremlin pentru și disperarea și mobilizarea lor și mai puternică pe frontul ucrainian pe viitor. Și ideea de bază este în felul următor, că în ciuda comunicării și a planurilor occidentale și așteptărilor occidentale raportat la sancțiuni, din păcate însă, și aici vedem inclusiv o serie de articole documentate obiectiv în presa occidentală, rușii s-au pregătit mai bine decât pare la capitolul reziliență pentru a suporta aceste sancțiuni. Deci dacă există o dezamăgire pe partea occidentală, dincolo de componenta, spune eu, de termen mediu și lung, de schilodire a economiei ruse pentru ceea ce fac în momentul de față, este această rezistență pe termen scurt, care cred eu că frustrează multe capitale din vest și ne frustrează și pe noi ca vecini, pentru că până la urmă rușii o învârtesc acest lucru în zona democratică în sensul următor. Cine până la urmă sunt cei sancționați? Noi sau voi? Care decuplându-vă de la noi de facto prin sancțiuni s-ar putea să faceți frigul. Deci o realitate militară care avantajează Ucraina, zic eu, în momentul de față, ofensiva lor pare că în mod real progresează, da? E Ofensiva un ucraineană început de recuperare. deocamdată. E un început, din nou, Gândiți-vă că au apropo și de recuperat generalul Iarnă, și vedem totuși până la 1000 de kilometri pătrați în câteva zile, când vorbim, nu cred că de peste 100, 150 de mii aproape de kilometri pătrați ocupați până acum, cu Da, Crimea, da, cu da, tot. da. Cred, nu. Dar este un bun debut. Măcar energizează niște spirite. În schimb, pe partea cealaltă economică, dincolo de ieșirile de capital, dincolo de schimbările de branduri, nu se poate spune în momentul de față că economia ru rusă suferă pe cât speram noi să sufere, ca element disuasiv pentru ei să oprească această agresiune asupra Ucraina are Ucrainei. nevoie la ora actuală, din punctul meu de vedere, de o victorie majoră și palpabilă, cum ar fi recuperarea Chersonului și împingerea trupelor ruse dincolo de Dnipru. Sau, foarte important lucru, o breșă la Zaporojie și crearea din nou a unei fisuri între Crimea și Donbas și ajungerea din nou la Marea Azov a Ucrainei. Deci, o victorie de tipul acesta. Așa este. Așa este și rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Dincolo de optimismul necesar celor care susțin o anumită cauză și cred în justeța ei, eu cred că, în mod realist, Ucraina are nevoie în continuare de mult ajutor pentru a putea
să, în primul rând, să reziste unei ofensive din ce în ce mai disperate rusești. Pentru că, mai haotice din nou, și mai sălbatice. Mai haotice și mai sălbatice, pentru că la finalul zilei ei, dacă ajung într-o zonă în care nu mai au nimic de pierdut, vor apela la orice considere ei, sperăm noi. La capitolul armament convențional, da? Astfel încât să pară măcar victorioși. Domnule Magdin, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Cărțile Politice. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI România. La revedere!